Ramona Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bun găsit! Ca forță de muncă în domeniul agriculturii, în aceste timpuri complicate, nepalezii sunt alegerea ideală. Afirmația îi aparține Ceciliei Costea, care administrează în județul Alba o fermă cu peste 300 de capete de vaci de lapte. A angajat asiatici la ea în fermă pentru că în România foarte puțin mai vor să lucreze în zootehnie. De precizat că economia Nepalului se bazează în mare parte pe agricultură, astfel că muncitorii din această țară sunt obișnuiți cu operațiunile din acest domeniu. Este foarte greu și cu forța de muncă. Și noi am apelat la oameni din altă parte. Avem doi oameni din Nepal. Și încercăm să supraviețuim, dar e foarte greu, fără un ajutor substanțial, nu doar cu vorbe, e foarte greu. S-a pus foarte mare presiune pe fermierii români. În multe locuri totul este robotizat, altfel nu se poate, lipsa forței de muncă. Forței de muncă, da, a dus la robotizare. Totul vine din calcule și noi încă... Vedeți că sunteți economist, vă dați seama cum trebuie să arate bilanțul unei ferme. Exact, da, fără să te dotezi cu utilaje, cu tot ce apare nou în piață. Da, în piață rămâi în urmă și nu ești competitiv. Singura opțiune sau este un ajutor de la... nu știu, de la stat, să se intervină cumva, dacă nu, eu zic că piața laptelui, fermele de vaci și nu doar de vaci de lapte și de oi pentru lapte și tot ce este lapte, eu zic că nu o să fie foarte greu să mai supraviețuiești. Nici în zona oieritului lucrurile nu stau mai bine dacă vorbim de forța de muncă. Proprietarii de turme se plâng și ei de faptul că ciobanii pleacă după câteva zile de muncă pentru că viața este grea la stână. Mulți dintre crescători spun că au diminuat numărul de animale ca să le îngrijească împreună cu familia. De ajutoare sau de angajați la fermă nici nu se pune problema. Silvică Hainagiu, din județul Teleorman, se găsește în aceeași situație. El caută angajați, dar toată nădejdea lui stă în cei doi fii, care îl ajută la treburi de dimineață până seara. Sunt mulți crescători de animale care au renunțat la efective întregi, tocmai că n-au ciobani, n-au îngrijitori, chiar și cei care se ocupă de vaci. Așa este ce spuneți dumneavoastră, forța de muncă, forța de jos, oamenii nu mai sunt, mulți au murit, s-au dus ciobanii care erau odată pe vremuri, pe vechiul sistem. Acum, dacă vine, vine pentru o zi, două și nu face nici treabă bună. Și mai bine să mă leg la cap fără să mă doră capul, mai bine mă chin eu în mica mea afacere în familie, copii, eu cu ce spune proverbul, eu dau cu capul, eu centrez. Sau invers. Asta este, nu. Altul care vine nu își face treabă sau poate îl vinde din efectivul de animale, nu mai găsesc dimineața sau își bate joc de animale, nu mi le paște cum mi le paște. Eu... Deci până la urmă n-aveți încredere în cei care vin din afară. Nu. Mă chinui copiii. Spuneați că nu se mai găsesc ciobanii care erau în trecut. Au plecat în străinătate și ei... Nu e vorba că au plecat în străinătate. Cei care au fost cei bătrâni s-au dus săracii. De ce dat? Au murit. Nu mai e ciobanii care au fost odată pe vremea comunismului. Și din cei tineri care vin din spate, n-ați văzut niciunul care să aibă dragoste de animale? Sau mai bine spus să se aplece spre această meserie? Nu, n-am văzut. În munții Făgăraș, numărul stânelor părăsite sau aflate în paragină este din ce în ce mai mare și se întâmplă pentru că și populația din zonele montane adiacente este în scădere vertiginoasă. Prin urmare, mai puține animale, mai puțin ciobani, mai puțină mâncare românească. Dezvoltă acest subiect trist colega mea din Argeș, Elena Picu. Iezerul, Păpușa, Grădiștanu, Păpăul, Plaiul lui Pătru sunt doar câțiva dintre munții cândva plini de turme de oi, dar și de stâne. Acum, acestea au devenit aproape istorie și sunt întreținute și curățate din când în când doar de către iubitorii muntelui. Bătrânii care așa s-au învățat să meargă la munte, să meargă la stână, să facă brânză, cred că nici brânză nu mai știu să facă foarte mulți. Cred că această meserie de cioban la stână este pe cale de dispariție. Din ce în ce mai mult o să
Vedem stâne părăsite, nu o să mai vedem nimic în loc, din ce în ce mai mult. O să vedem poteci pline de mizerie, o să vedem mașini off-road, o să vedem motoare cu o putere mare care distrug potecile. Numărul stânelor noi construite în ultima perioadă, după standardele impuse de normele europene, este extrem de mic, iar de la an la an, ciopoarele de oi și cirezile de vite sunt tot mai rare. Proverbul care spune rămân stâne fără câini, rămân oi fără stăpâni, începe să se adeverească. În munții Făgăraș, numărul stânelor este din ce în ce mai mic. Scade direct proporțional cu populația din zonele montane. Cu deznădejde în glas, ciobanii care și-au petrecut tinerețea și multe veri la stânele din munte găsesc și explicația acestei triste realități. A scăzut numărul stânelor din cauza că ciobanii au îmbătrânit, oi nu mai sunt multe, stânele au rămas părăsite pe munți. Da, munții au rămas. Înainte era animale, dar nu avea loc pe munți. Acum nu mai sunt animale. Nu mai sunt că nu mai sunt ciobani. Nu mai sunt ciobani, nu mai... Toți care au îmbătrânit, ciobanii bătrâni s-au dus și ăștia tineri au plecat în străinătate. Au plecat... Că e bani mai mulți, este astea. Acum, aici la noi, prea puțin care mai sunt crescători de animale. Dar din ce cauză? Păi din cauză, cerealele sunt foarte scumpe, ciobani nu sunt și animalii n-are cine să le mai păzească și toți s-au dispensat de treburile astea cu animalii. Pe de altă parte, nici ciobănitul în sine nu este prea motivant. Nu sunt plătite produsele de nicio culoare. Lâna, avem o groază de lână care n-am putut să o vindem. Piei nu se vinde. Brânza, ca să te duci, trebuie multe acte ca să faci. Toți vrea brânză de oaie. Dar de unde să mai luăm brânză de oaie? Că nu mai este. Nu mai sunt animale. Prea puține. Acestea nu sunt singurele drame. Din păcate, tragedia se extinde și la comunele și satele adiacente munților Făgăraș. Comunitățile cu montane sunt depopulate simplu, pentru că tinerii pleacă. Nu rămân decât bătrânii. Aici este povestea. Nu rămân decât bătrânii, care încet, încet se vor duce și ei și o să vedem sate de munte superbe, de altfel, părăsite. Și tradițiile pascale devin greu de păstrat în aceste condiții, ceea ce înseamnă că sătenii vor pregăti mai puține preparate din carne de miel din cauza că oferta scade, iar prețurile cresc. În platforma Media AgroTV v-am informat despre consultările recente de la Palatul Victoria cu toți actorii implicați în industria laptelui, de la producători și procesatori până la reprezentanții marilor magazine. Șeful guvernului le-a dat tema acestora ca până după Paște să găsească o soluție prin care prețul laptelui la raft să scadă cu 20% în unele cazuri, dar fără să fie afectat prețul pe care îl primesc producătorii la poarta fermei. Ionuț Lupu, director executiv al Holstein Ro, unul dintre reprezentanții crescătorilor prezenți la întâlnirea cu prim-ministrul țării, a prezentat detalii de la aceste convorbiri în cadrul emisiunii Agricultura la raport. Avem un câștig pentru că imediat după sărbătorile de Paști va fi organizată o comisie. Această comisie va fi formată din reprezentanții retailului, procesatorilor, dar și a autorităților. Este delegat chiar o persoană din imediat apropiere din cancelarea primului ministru pentru a identifica modalitățile prin care la raft se va putea înregistra o scădere cu 20% a prețului laptelui pentru acele categorii de produse care sunt peste 7 lei. Și mă refer aici la laptele 3,5 și laptele 1,5% grăsime. Bun, deci stați un pic ca să o luăm așa. Ce depășește 7 lei la raft? Da. Da? Se va găsi o formulă, sau asta se urmărește, da? Vedem dacă se va găsi sau nu, să scadă cu 20%. Exact. Bun. 10% va fi reprezentat de
va fi suportat de către procesator, 10% de către retail. Ceea ce a insistat, pe ce a insistat premierul este ca această limitare la această reducere, să spunem așa, să nu influențeze, să nu impacteze fermierul. Acest lucru ne îngrijorează pe noi cel mai mult și vrem să vedem cum va funcționa sau ce soluții va găsi această echipă, astfel încât mecanismele care se vor impune pe o perioadă determinată de 6 luni să nu influențeze, să nu impacteze fermierii. Așteptăm deocamdată să vedem exact cum se va materializa, pentru că știm că în spatele tuturor deciziilor astea sunt lucruri știute și lucruri, mult mai multe lucruri neștiute. Vom vedea exact cum se poziționează fiecare și ce semnale vor da, dar ce ne bucură este că în momentul de față premierul a protejat fermierii, chiar dacă au existat, am avut 2-3 ore de dialog intens. Totodată, se pare că vor exista modificări și la schema de ajutor de 73 de euro pe cap de vacă pe care o vor primi fermierii. Potrivit informațiilor din acest moment, va mai exista o sesiune în a doua jumătate a anului, astfel încât fermierii să primească mai mulți bani, iar tot bugetul de 44 de milioane de euro să fie cheltuit. Acum o săptămână a fost găsită o variantă, acum parțial acea variantă nu a stat în picioare. Ideea este că acea sumă de 73 de euro ar trebui să fie disponibilă până în data de 15 mai, iar în a doua jumătate a anului va fi organizată o nouă sesiune pentru a se, trage, să spun așa, toți banii din această sumă, din acest quantum de 44 de milioane, mai sunt 23 de milioane disponibili și aceștia ar trebui să ajungă la fermieri în cel mai probabil în august, septembrie. Vom vedea în funcție de cât de repede se va mișca APIA pentru a face disponibil acești bani fermierilor. Nu puțini sunt românii care, după ce au muncit din greu în străinătate, se întorc acasă și își investesc toate economiile în agricultură. Printre ei se numără și Silvică Hainagiu din Islaz, județul Teleorman, care, după 5 ani petrecuți ca șofer de camion în spațiul comunitar, a decis să își înființeze o fermă de animale. Cu ajutorul familiei a început această afacere cu câteva oi și capre. Astăzi are în fermă aproape 1000 de caprine și ovine. Am stat de vorbă cu acest om și, până să vedeți interviul, am să vă spun concluzia trasă de acest român. Citez: niciodată nu mi-am îndemnat copiii să-și părăsească țara pentru a ajunge slugă la străini. Am încheiat citatul. Am lucrat un an jumate fără salariu, nu ne-am mai dat salariile, a dat societatea în faliment, a fost nevoie să plec dincolo. Ați stat dincolo? 5 ani de zile. Și am plecat, cum a spus băiatul, de la o capră, 2, 3, 5. Eu eram plecat dincolo, i-am făcut împuternicire la bancă, ducea la bancă, scotea bani cât îi trebuia să cumpere animale, ne auzeam la telefon. Azi așa, mâine așa, băiatul a prins gustul banului, ducea la Turul Măgurele, vindea o găleată de brânză la corabia, mai pe aici pe aproape. Și azi așa, mâine așa. Ce a zis? Haideți să ne dezvoltăm. Să ne dezvoltăm, să facem o mică afacere, ca să putem să ne câștigăm existența. Ce să faci, să trimit copiii amândoi când sunt de mari, să-i trimit în Spania sau în Italia să fie sluși la alții, să migonezi acasă? Mai bine slugă la mine acasă. Așa v-ați gândit. Așa m-am gândit. Și credeți că ați făcut alegerea bună? Și eu cred că am făcut alegerea bună. E bună. Nu mântuiesc. Deci, dacă nu le-a plăcut treaba asta... Deci dacă n-au plecat de la fermă, înseamnă că le place. Le place. Și slugă mai bine la tine acasă decât în afară. Obor. Decât să stau la plecat de acasă, lângă familie, mai bine stau lângă familie și... Te-ai gândit vreodată să pleci în străinătate? Presupun că alți tineri... Niciodată nu o să plec din țara mea. Cum e dincolo? E foarte greu. Între străini. Aici măcar ai prieteni, ai familia? E familia aproape, ne cunoaștem prin sat, e altceva. Vreau să vorbesc și cu celălalt membru al familiei, Daniel, nu? Da, Daniel. Cum este să te scoli de dimineață? Cum începe munca în fiecare zi la tine? La 5 dimineața, trezirea, e frumos. Stau cu ziua cu capra, cu oaia. Ploaie, vânt, da, e frumos, mie îmi place. Fratele meu se ducea la piață, îmi zicea că vinde brânza bine și i-am zis, hai să luăm mai multe ca să facem un efect mai mare. Suntem noi amândoi. Păi da. Vă descurcați? Da, amândoi da.
Mai aveți și alți oameni sau numai în familie? Noi în familie. Cei care au investit în afacerile cu ciuperci se pare că nu și-au irosit resursele. Ba din contră, profitul este asigurat. Un exemplu demn de urmat este cel al fermierului Puia Ilisei, din localitatea Dichiseni, județul Călăraș. Are o fermă din care zilnic recoltează o tonă de ciuperci, pe care le vinde în piața internă. Mai mult, antreprenorul a investit și într-o instalație de compost, material esențial pentru a avea ciuperci de o foarte bună calitate. Chiar în acest moment ne-ați prins, să zic așa, când introducem compostul de ciuperci șampinion în tunelele de creștere. Compost din care vor ieși ciupercile pe care noi le livrăm ca și un produs local, deși substratul, compostul, nu este de proveniență românească, îl importăm la ora actuală. Să sperăm că într-un viitor foarte apropiat o să avem și compost românesc. Compostul importat din Ungaria, dacă eu știu bine și cred că așa e, e o materie primă fără de care nu puteți face aceste ciuperci. E imperios necesar să aveți așa ceva. Știu că ați achiziționat și o fabrică de făcut compost. În ce stadiu e ea? Compostul care noi îl introducem acum în tunelele de creștere este un compost special. Este un compost pasteurizat, special făcut pentru ciupercile șampinion și însămânțat, mai mult chiar și incubat. Adică în momentul în care noi îl introducem pe raft, începem să-i asigurăm un microclimat corespunzător, îl udăm și urmează să crească ciupercile cam în 3 săptămâni de la momentul introducerii. Referitor la fabrica pe care am achiziționat-o acum și trece un an, din păcate, n-am reușit să o punem pe picioare. O investiție în zona Lehliu, mai exact în județul Ialomița, la Axintele. Este o fabrică de compost unică în România, care folosește gunoiul de pasăre, pe care noi îl avem din belșug în fermele noastre, gunoiul de pasăre ca materie primă pentru a produce compostul pentru ciupercile șampinion. De asemenea, se folosește ca o altă materie primă paile de grâu. Noi acum sperăm la campania din acest an să le îmbalotăm, să reușim să facem necesarul pentru un an de zile, stocurile necesare și undeva sfârșitul lui august, sper eu că o să începem producția. Sfârșitul lui august, începutul lui septembrie. Mai sunt câteva, nu chiar mici, investiții de făcut acolo, pentru că anumite echipamente care sunt necesare, și aici vorbesc necesare pentru un producător de ciuperci din România, și anume o mașină de baxat, prin care baxăm compostul exact cum se vede la noi pe raft aici, pentru că noi nu suntem asemenea evoluați, să zic așa, lucrăm cu baxuri pe care le introducem manual. În alte țări se introduce vrac, n-am ajuns încă la nivelul acela, dar ăsta este, vom începe și noi cu un produs baxat. Agraria este considerat evenimentul emblematic al Transilvaniei. Este primul târg pe care compania DLG Intermarketing l-a realizat în România și care, din anul 1995 și până în prezent, și-a clădit ediție după ediție un nume puternic, devenind, așa cum am spus la început, evenimentul agricol emblematic al Transilvaniei. Agraria reprezintă un important loc de întâlnire pentru fermieri, specialiști, manageri și autorități din domeniul agriculturii. Fii și tu parte din Agraria. Vino la Agraria 21-24 aprilie, de vineri până luni, în câmpul de la Jucu, județul Cluj. Cu mândrie putem să spunem în acest moment că suntem sold out. Nu mai avem aproape niciun metru pătrat liber la Agraria. Sperăm că și sudul țării va fi la înălțime. Și eu nu mă refer aici la faptul că vrem să avem cât mai mulți expozanți, vrem să aducem cât mai multe informații, inovații pentru cei care ne vizitează. Deci Agraria 21-24 aprilie, pregătim surprize pe partea zootehnică, poate chiar o licitație. Avem foarte multe acțiuni pentru sectorul de ovine din România și deja ora de zootehnie despre care povesteam, care datorită pandemiei, a început în pandemie și s-a produs foarte mult în online, se produce împreună cu cei de la Asociația Aberdeen Angus România și cu păstorul Crișana, cu care am pornit din Arad, am pornit acest proiect. Se va produce și live, fizic, la Agraria. Foarte multe evenimente vor avea loc, proiecte europene care își prezintă rezultatele în parteneria cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, degustări de produse lactate, degustări de, și aici n-aș vrea să nu menționez țarina, un produs care a fost testat de DLG, colegii din Germania anul trecut și care a obținut medalie de aur la brânza de oaie.
multe surprize. Vom avea foarte multe surprize, tombole cu premii, dar foarte mult, foarte mult ne vom axa pe partea de educație, în parteneriat, cum spuneam, cu universitățile de profil, pentru că nu ne dorim fără dânsi, dar fără dânsi oricum nu se poate. E foarte important că sunt parteneri cu fermierii, deci cercetare, nu? Cercetare, educație, împreună. Fermieri, toți sunt, cum să spun, o comunitate care din ce în ce mai mult își strânge rândurile. Intră pe site-ul Agraria și ia-ți gratuit biletul de acces. Înscrie-te online pe site-ul Agraria și primești tichetul de intrare fără nicio obligație. Simplu și rapid, cât ai spune Agraria. În plus, ai prioritate atunci când vrei să vii în expoziție. Agraria se apropie, așteptări mari de la acest eveniment? Păi, așteptările sunt mari în sensul noutăților legate de tehnologie, digitalizare, care la ora actuală o să domine piața agricolă. Agraria 2023 o așteptăm cu mare nerăbdare și eu cred că toți fermierii din zona Ardealului o așteaptă și din țară. Este un eveniment care merge an de an din ce în ce mai bine și bineînțeles că la fiecare eveniment și în fiecare an vin noi tehnologii și noi lucruri. Nu uita, ia-ți biletul online, este gratuit! Etufarm, companie de utilaje și echipamente agricole, a început în regiunea Banatului caravana de prezentare a celor mai performante produse din portofoliu. Fermierii au primit informații despre semănătoarea emzurii, despre mai multe tipuri de drone agricole și nu în ultimul rând a fost prezentată și Comzarenco, una dintre cele mai mari remorci agricole care poate fi cumpărată din piața internă. Prezentăm aici tehnologie inovative. Prezentăm trei tehnologii. Prima tehnologie în spatele mea asta, semănătoare emzuri, tehnologia emzuri strip-till, tehnologia de drone agricole și tehnologia pe dreapta mea este remorca de la Zavod Kobzarenko, remorca de transfer asta vedeta de în România. Ideea și mesajul simpozionul nostru sau întâlnire noastră aici la Banat, adică deschidem pe lângă tehnologie tradiționale, pe lângă tehnologie clasice, tehnologie inovative. La timpul tot știe cu căzut prețurile la cereale, crescut prețurile la inputuri, deci cum să economim bani, cum să ieșim din asta perioade, deci noi propunem unul din soluții, nu soluția generală, a unul din soluții. Și în sfârșit fermierul trebuie să, adică gândește și alege pe ce tehnologie continue sau continue pe tehnologia clasică, tradițională sau alege tehnologia inovativă, unde face tehnologia economie și conservează apă în sol și lucrează eficient. Dar cum noi văzut la simpozionul nostru, a fost mare interesul la tehnologia strip-till, tehnologia dronele, a fost multe întrebări, bineînțeles că este tehnologie nouă și cu specialiste noastre, cu echipa noastră, noi explicat și dovedit ce este tehnologie inovativă. Urmează câteva minute de promovare a unor importanți jucători din industria agro, după care continuăm jurnalul și cu alte subiecte de interes.